Hei, salut, eu sunt eu și bine v-am găsit la un nou tutorial pe acest canal. Cu acest tutorial o să vă arăt cum să vă instalați driverele sau să faceți update la drivere. Da, și am avut o problemă cu driverele, adică am stat cam 2 luni fără drivere pentru că nu le găseam, dar am găsit această aplicație care ne ajută pe toți, adică sper să vă ajute și pe voi, să vă instalați driverele. Această aplicație se numește Driver Booster 6. Trebuie să intrați pe Google și să scrieți Driver Booster 6, apăsați, intrați pe primul link și o să dați Free Download. După ce îl instalați, o să vă apară pe desktop o iconiță de genul ăsta, un shortcut de ăsta. Apăsați pe el. Așa. Și aici o să vă apară toate. Eu aici, după cum vedeți, le am pe toate updatate, dar la dumneavoastră, dacă o să nu aveți făcut upgrade la drivere, o să puteți dați upgrade sau chiar dacă nu le aveți, o să dați să le instalați, să le. Și după ce ați terminat, după ce ați dat upgrade sau install sau ce se dă la astea, dați pe restart, o să vă apară un buton de restart sau aici o să vă apară pe aici așa un butonaj de reboot. Așa o să scrie, apăsați pe el și dați OK. Și da, dacă v-a fost de folos acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să distribuiți mai departe. Dacă știți că și unii prieteni de-ar voștri mai au probleme de genul, acesta este canalul meu. Uitați să vă abonați, este un butonaj de subscribe, apăsați pe el și noi să ne vedem data viitoare. Pa, pa!